Un copil neprogramat sau un copil care se naște la un anumit moment, fără să fie avut o discuție a că despre cum o să-l creștem, să creștem și o să-l educăm, va aduce de 10.000 de ori mai multe probleme în cuplu decât un copil despre care am vorbit. Ok? Principiul ar fi ca în momentul în care noi considerăm că ne iubim atât de mult încât ne dorim un copil. Din nou să mergem la un psiholog măcar două, trei ședințe. Pentru că s-ar putea să descoperi că tu nu-ți dorești neapărat copilul pentru copil, cât ți-l dorești pentru a produce schimbări în viața ta de cuplu și îl folosești cumva ca și paravan pentru problemele tale din cuplu. Ok? Nu mai ai chef de sex și atunci știi că copilul te va feri de nevoia partenerului de sex. Partenerul umblă cam mult pe străzi, vine cam rar acasă și atunci când te, te gândești că venind copilul se va transforma în tată și va sta mai mult pe acasă pentru a te ajuta pe tine, nu te respectă și te gândești că în momentul în care se va naște copilul tu fiind și mama, cum vei avea un respect mai mare, nu se desparte de măsa cu cratima cu care stă toată ziua de vorbă, mult mai mult decât stă de vorbă cu tine și te gândești că făcând un copil, el se va despărți de maică sa și te va iubi pe tine și va începe să vorbească mai des cu tine, toate aceste lucruri putem să le denumim dacă vrei mituri, dar ele sunt realități obiective care se întâmplă un în Universul Intern al Femei. Universul Intern al Bărbatului, când se naște un copil, așa cum spuneam, este mult mai uh, mic. El merge pe principiu, da, ok, ne facem un copil. Unii dintre bărbați se gândesc dacă și îl permit în adevărat sens al cuvântului financiar, alții nu se gândesc nici măcar la asta cum nici multe mame nu se gândesc la asta, se gândesc să facă un copil tocmai când băratele au crescut foarte tare, tocmai când jobul ei scârție și se gândește că băi, în sfârșit o să fiu plătită 2 ani de zile, nu mai am probleme cu jobul, fac cu un copil și în felul ăsta m-am asigurat. Trebuie să descoperim cât de ipocriți suntem atunci când spunem că ne dorim un copil. Și dacă descoperim că suntem ipocriți, ipocrizia se rezolvă prin comunicare. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Crește Mar și e mus ai să vă uitați la acest episod, nu că la celelalte n-ar trebui să vă uitați, dar 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 o să vedeți de ce spun chestia asta, pentru că de data aceasta l-am invitat lângă mine pe psihologul Constantin Cornea, cu care o să discutăm despre relația de cuplu după venirea unui copil pe lume, primul copil că de atunci începem să avem probleme. Toată lumea idealizează acel moment și toată lumea se așteaptă ca venirea copilului pe lume să te apropie, să te unească, să devii o familie, să fie totul ideatic, așa cum vezi în filme, toți acolo, la oaltă, cu bebelușul, care bebeluș e foarte cu minte și, în realitate, însă, cred că lucrurile nu stau cam așa și că cele mai multe din ce am auzit și din experiență proprie cele mai aprige certuri, cele mai mari neînțelegeri, cele mai, cea mai mare ruptură care poate să ducă inclusiv la separare, se întâmplă în momentul în care vine copilul pe lume. spune tu dacă este adevărat Bine. și de ce se întâmplă asta? Este cât se poate de adevărat, pentru că de cele mai multe ori cei doi nu vorbesc despre ceea ce urmează să se întâmple după ce se va naște copilul. De obicei, femeia este foarte încântată de ideea de a avea un copil și pleacă de la considerentele pe care le enunțai mai devreme că în sfârșit se va naște un copil care cumva ne va uni și ne va demonstra că suntem un cuplu puternic, fără a se purta niște discuții a priori. Eu am spus că multe dintre cupluri, poate 60-70% dintre cuplurile care doresc să aducă pe lume un copil, dacă ar avea o discuție la un psiholog de câteva ședințe, ar descoperi că sunt în tempouri diferite ar descoperi că se gândesc diferit la ceea ce se va întâmpla după ce se va naște copilul. Cele mai multe dintre mame se așteaptă ca nașterea copilului să producă niște schimbări fabuloase și în bărbat. Iar cei mai mulți dintre bărbați din nefericire nu simt neapărat că ar avea o obligație în plus în momentul în care apare copilul, ba din contră, consideră că este mai degrabă obligația femeii și el ajută și sprijină cât poate. E, când vorbim despre așteptările acestea, dacă le-am pune una în fața celelalte, dacă i am pune pe cei doi să completeze pe o foaie formată A4, cum vor vedea ei ultimii, uh, următorii 5 ani de creștere și educarea copilului, am descoperit că diferențele sunt majore. Bărbatul probabil ar trece două, trei propoziții scurte, iar femeia ar umple foaia A4 și pe o parte și pe cealaltă. Tocmai din acest motiv de cele mai multe ori se vorbește în psihoterapie despre depresia postpartum, care are legătură cu așteptările femeii, um, legate de copil și de schimbările pe care copilul le va produce în bine. Din nefericire, de cele mai multe ori, 8 din 10 cazuri la noi în România, copilul vine mai degrabă să desparte decât să unească cuplul respectiv. Um, foarte interesant, uite, discuția asta de dinainte, că nu știu câți au făcut-o. Nici eu m-aș fi gândit să am... Băi, tu ce crezi că se va întâmpla mai departe? Cum Dar... crezi că va arăta viața? Cum Ce responsabilități are fiecare? Mă vei ajuta? Nu mă vei ajuta? Sau... Da, e... Din acest ce bine, uite, să se uită sunt cuplurile care așteaptă un copil așteptări acum nerealiste. să vorbească despre asta. Ne mai vorbim de câteva motive care o să deranjeze pe doamnele care ne privesc. Uh, dar care trebuie enunțate pentru că le-am descoperit de foarte multe ori în terapie. Foarte multe se gândesc să facă un copil pentru că le ticăie ceasul biologic. Foarte multe se gândesc să facă un copil pentru că partenerul nu este tocmai implicat în viața de cuplu și, odată cu apariția copilului, cu siguranță se va implica mai mult. Uhum. Foarte multe se simt înșelate de parteneri, se gândesc că aducerea pe lumea unui copil îl va maturiza brusc și pe bărbat. De foarte multe ori, din nefericire, am putea spune că șapte din zece cazuri, în șapte din zece cazuri, femeile se așteaptă ca odată cunoașterea nașterea copilului să se producă niște transformări în partener. Transformări pe care nu le enunță partenerului, dar pe care ea le are. Dacă îi spune partenerului, băi, hai să vedem, uite, urmează să se nască un copil. Cum mă vezi tu pe viitor? Ce fel vezi tu creșterea și educarea copilului? Pentru că în creșterea copilului vorbim doar despre creștere și educare. Creșterea cuprinde tot programul copilului, de somn, de hrană, de activități, iar educația copilului presupune să-i dezvoltăm abilități copilului respectiv. Și atunci se poate concepe un plan. Nu mai trăim acum 500 de ani, când se naște un copil, ne-am trezit cu el și hai să vedem ce facem. Este de ajuns să-l creștem. În ziua de astăzi, copilul trebuie foarte, foarte mult educat. Și, okay, să... și credeți că multe femei nu pun întrebarea asta și nu spun asta de frică reacției? Adică este un plan ascuns, Doveți doamne să-l prind? Din nefericire, unele, se gândesc că îl vor prinde pe bărbatul respectiv prin copil, că îl vor face să nu le mai părăsească sau să nu le mai înșele. Iar cele mai multe nici măcar nu se gândesc să-l întrebe pe partener. Iar partenerul cu atât mai puțin se așteaptă să trebuiască să dea vreun răspuns pe tema asta. Dar da, de, de ce se vorbește mereu așa? Nu este, nu sunt și cazuri, uh, nu e și invers. Nu, e și, nu sunt și cazuri în care bărbatul să. Uh, își dorească acel copil să fie chiar poate mai implicat decât mama sau în aceeași măsură de implicață. De de ce tot timpul femeia este cea că... uh, arsă pe rung? De Pentru... ce are tot timpul ea niște uh, suspectată, care niște gânduri ascunse, că um, ea va fi cea mai implicată, că bărbatul uh, nu știu ce se întâmplă cu el. De, de ce raportul ăsta tot timpul așa? Păi pentru că foarte puțini dintre bărbații își doresc în adevărat sens al cuvântului să aibă un copil la un anumit moment. Bărbații se gândesc la copil ca la un lucru care apare pur și simplu în viața lor și atât. Femeia are un plan întreg legat de, legat de copilul respectiv, de la schimbarea partenerului până la schimbarea ei ca mamă. În schimb, bărbații, din nefericire, sunt foarte puțini. Cred că sunt doi dintr-o sută bărbați cei care își doresc de adevăratele la un copil la un anumit moment. Din punct de vedere psihologic, în cadrul terapiei de cuplu, vorbim, de exemplu, despre asta și spun că copilul ar trebui să apară în momentul în care cei doi parteneri se înțeleg foarte bine. Cei doi parteneri au de ajuns de multă iubire unul pentru celălalt, încât din acea iubire pot oferi și copilului în mod egal. Mm -hmm. Însă, din păcate, de cele mai multe ori femeile, din nefericire, se gândesc să facă acel copil în momente în care relația scârție. Tocmai pentru ca acel copil să vină să repare cumva relația. E bine, copilul respectiv nu vine să repare niciodată relația, pentru că, dacă vreți, este o responsabilitate în plus. Iar responsabilitatea respectivă este privită diferit de femei în comparație cu bărbații. Din acest motiv, în cursurile de parenting, vorbesc foarte mult despre creștere și educarea copilului, despre cât de important este și femeia și bărbatul să aibă un plan legat de copilul respectiv. Și le dau câteva mici ponturi care au legătură cu dezvoltarea copilului. Le spun că până în 5 ani, dacă femeia ar învăța 20-30 de fraze în spaniolă, 40 de fraze în germană, bărbatul ar învăța 40 de fraze în franceză și amândoi cunosc și engleza, copilul respectiv va deveni poliglot de la natură pentru că va auzi, vorbindu-se în jurul lui, în mai multe limbi. Copilul până în 5 ani absorbe cuvinte, nu neapărat propoziții și fraze pe care le face mai târziu, după 3 ani, 3 ani jumate. Pentru el, că îi spui apă, water, e N-are niciun fel de importanță. Ideea este că îi poți dezvolta o abilitate lingvistică încă de mic. Uh -huh. Dacă îl dai la not când este mic, din nou îi poți dezvolta apetența pentru sport. Dacă se ascultă muzică în casă, îi poți dezvolta o ureche muzicală și așa mai departe. Deci sunt niște caracteristici care până în 5 ani pot să-i asigure succesul pe cele trei elemente pe care le, -am, le promovez tot timpul în cadrul terapiei de cuplu foarte importante pentru creșterea și educarea copilului. Da, haideți mai, hai să, hai, <coughs> hai până în un alta să reparăm cuplul ăla cu problemele. Păi, problemele <coughs> Că fie... dacă cuplul este reparat și copilul o să fie mai bine. Păi, din efect, de aici vine... pornește, cred că, totul. Cu siguranță. Dar cuplul respectiv nu este bine pentru că, așa cum spuneam mai devreme, sunt în tempouri diferite. Femeia se gândește că acel copil va veni și va uni cuplul, bărbatul se gândește, ok, va mai apărea un copil, este responsabilitatea ta, cu siguranță te descurci, pentru că uite cât de mult nil l dorim, dar Nil se referă mai degrabă la tine decât la el. Pentru că doar ați dori un copil nu este de ajuns, nu este un cadou pe care ți-l cumperi, îl pui undeva și îl mai ștergi de praf din când în când. Ați dori un copil presupune un plan educațional legat de copilul respectiv pentru viitor. Și îți dai seama, eu spun că un cuplu este ca un business, trebuie să aibă un anumit grad de predictibilitate pentru a ne asigura că este cuplul care ne trebuie. Și predictibilitatea stă tocmai în aceste trei elemente despre care uh, vreau să vorbesc mai devreme, în care vorbindu-le celor doi ce va presupune dezvoltarea copilului pe viitor în următorii 3, 5, 7, 20 de ani, ca așa cum spun în terapie, cu copilul este mai greu primii 20, 25 de ani după care te înveți. Nu este niciodată simplu copilul, fiecare perioadă din viața copilului este cu, uh, presupune anumite responsabilități și anumite implicări din partea părinților. Cele trei axe de dezvoltare a copilului sunt foarte simple. Pe mijloc avem școlastic deci copilul va trebui să facă o grădiniță, o școală, o facultate, etc. A doua axă este cea legată de abilitățile sportive și până în 5 ani putem să-l dăm la not, până în 5 ani putem să-l dăm la balet. Cu toți am văzut filmele cu Van Damme, de exemplu, și am văzut cum se mișcă el în comparație cu ceilalți sportivi care au făcut arte marțiale. Tocmai pentru că a făcut balet de mic. Putem să-l dăm la dansuri. În cadrul sportului, el învață până în 5 ani chiar sau până în șapte ani, cel târziu, să facă parte dintr-un grup, să-și câștige dreptul de a face parte dintr-un grup, să-și facă prieteni, să se învețe cu noi prieteni, că dacă îl dau la 3-4 sporturi diferite, el trebuie să se supună la experiențe diferite, unde își câștigă mai ușor sau mai greu locul în echipa respectivă. Învață să-și managerieze emoțiile, învață să managerieze succesul, cât și în succesul. Iar lucrurile acestea devin abilități de viață. Astea îi vor fi de folos și în relația lui de cuplu mai târziu, și în relația cu profesorii și educatorii, și în relația cu partenera de cuplu, ok? Iar cea de-a treia, ține de artele frumoase, să asculte muzică în casă, să-l învățăm să deseneze și nu cum se pretinde în ziua de astăzi la cursurile de parenting, că copilul trebuie să-l lași într totul liber. Dacă mă zgălește canapeaua, dacă mă zgălește masa, dacă mă zgălește pe o pereți, înseamnă că își dezvoltă abilități. Nu, acelea nu sunt -ă, abilități care se dezvoltă. Dacă vrei să-i dezvolți o abilitate, copilul îl să deseneze pe o foaie, îl înveți să deseneze pe o planșă. Stai lângă el și-l ajuți să înveți să deseneze doar a zgri, a zgâria sau scrijelii pereții nu presupune că își dezvoltă abilități, ba din contră, își dezvoltă o formă de sălbăticie, își dezvoltă o formă prin care el nu înțelege că trebuie să aibă niște limite. Creierul nostru este construit de asemenea natură încât noi nu prea ne amintim de adevăratele amintiri de până în trei ani. Astfel încât eu până în trei ani pot să dezvolt niște abilități primare ale copilului, care vor fi de folos toată viața. Și asta nu presupune că îl traumatizez, cum foarte mulți vorbesc greșit despre traumă, folosind cuvântul traumă pentru lucruri care nu au nicio legătură cu trauma, dacă nu îl las să mă zgălească pereții, ci îl pun să deseneze pe o foaie. Nu, eu îl fac pur și simplu să înțeleagă care este diferența între abilități și libertate Căs exagerată. Este, da, este o căsăciune <coughs> de reguli. Ne întoarcem la cuplu. Corect. Deci le-am trasat așa niște subiecte de discuție ca să vedem cum stă fiecare, ce gândește, dacă și-a și proiectat cum se vor așa implica. și cum se vor implica. Că eu pot să mă implic în abilitățile sportive, iar tu te poți implica în abilitățile artistice, în dezvoltarea abilităților artistice sau invers. Și în felul acesta ne simțim cu adevărat un cuplu și în contabilitatea cuplului nostru descoperim că într-adevăr ne potrivim pentru că fiecare dezvoltă la copil ceea ce are și el ca și valență de la natură. Dar până atunci, în primul an de viață, când cred că este cel mai greu, de ce se ceartă cuplurile? Care, care este problema? De la ce se ceartă? De la bani? De la timp? Lipsa de sex? Oboseală? Care este motivul principal? Toate cred... acestea. Ce credeți dumneavoastră? Toate acestea, ce crezi tu? scuze <laughs> Toate acestea plus o seamă întreagă de alte lucruri. Așa cum vorbeam mai devreme, faptul că ei nu și-au enunțat nevoia de copil și cum îl vor crește, pentru că, în momentul în care vorbim despre cum vei crește și vei educa copilul, a doua întrebare va fi cât de pregătiți sunteți și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere al comunicării din cuplu, și din perspectiva vieții sexuale, cât de încântați sunteți unul de celălalt, și despre prietenii comuni, și despre libertățile fiecăruia în cuplu, pentru că în cuplu suntem și împreună, dar avem și libertățile proprii pe care trebuie să ne le dezvoltăm. Dacă noi am purtat discuțiile acestea înainte de a hotărâ să avem copilul, ne-am rezolvat niște probleme care de altfel devin flamboyant în momentul în care se naște copilul, pentru că el vine să ți adâncească cu atât mai mult problemele a priori ce apariției lui. Este logic, nu? Dacă aveam probleme sexuale înainte, perioada sarcinii, de hormonale, faptul că femeia se gândește, mai mă dorește, nu mai mă dorește, o să mă îngraș, nu o să mai arăt cum ar trebui, mi se mai lasă ceva, mai îmi crește ceva, o să mai fac niște riduri, o să rămân cu un surplus de, de burtă, o să se întâmple niște schimbări și cu siguranță partenerul nu o să mai mă placă atât de mult atunci femeia nu se mai place pe ea însăși, dă într-o formă de depresie și cu siguranță este mult mai greu de comunicat din partea bărbatului, care se gândește, așa cum spuneam mai devreme, 9 din 10 se gândesc că, ok, naști un copil de responsabilitatea ta e la tine în burtă. Tu te descurci cu asta și nu vine să întrebe femeia despre transformările prin care ea trece. Lasă, dragă, că arăți foarte bine, uite, nu pui foarte multe kilograme, nu este important să mănânci pentru doi, cum se vorbește în, în popor, pentru că e un boț mic acolo, nu, nu mănânci pentru două persoane adulte. Îngrijește-te de tine, fă un pic de sport, că poți să faci. Sunt persoane specializate care te ajută să faci sport până în aproape de a naște. Te ajută și să naști, te ajută și să te menții, te ajută să ai și un tonus fizic bun și un tonus psihic bun. Bine, contează foarte mult cum o spui, că și asta poate fi problematic dacă nu... Nu știi cum să pui problema și cum îi transmit mesajul ăsta. Nu poți Mai fă dragă și tu niște sport. Sau Or hai să te duc, hai să mergem să faci sport, că se poate. Deci, tonul face muzica, bineînțeles. Bine dar uh, credeți că uh, concret contează un, un lucru mai mult decât celălalt? Nu. Adică, are propriu... privarea de somn sau că se pres Nu vorbim. Deci nu vorbim. Asta se întâmplă clar, da? Deci nu vorbește nimeni cu nimeni, apare copilul. Ce facem atunci? Adică, noi putem să dăm o explicație, bă, voi sunteți, calmați-vă că voi sunteți nervoși sau obosiți sau... Uh... Nu mai sunteți un cuplu și astea sunt motivele pentru care ajungeți la ceartă și voi nu vă dați seama, sau ce îi spunem? Deci n-a vorbit nimeni. Că asta se Corect. întâmplă de regulă. Cum le explicăm lor ce se întâmplă după aceea? Pur și simplu prin privarea de somn despre care vorbeai mai devreme. Pur și simplu prin a împărți programul legat de copil între soții și soție, pentru că de cele mai multe ori bărbatul se gândește cea care va sta acasă doi ani vei fi tu cu copilul și dacă stai acasă asta înseamnă că nu mergi la serviciu, deci te ocupi pentru totul de copil. El înțelege că ar trebui să aibă și el un anumit nivel de implicare, indiferent că merge la serviciu. În momentul în care ajunge acasă, că ajunge la 18, că ajunge la 20, și femeia a avut un program full-time până în momentul respectiv și așteptările ei sunt mai preial și tu, Că eu sunt de dimineață cu el și nu mai pot, iar el se gândește: Am venit de la serviciu, vreau și eu să mă odihnesc. Și atunci este un conflict de interese între cei doi, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, toate lucrurile acestea se discută. Suntem o societate care a evoluat foarte mult în ultimele 3-4-500 de ani. Și ar trebui să folosim comunicarea în consecință, să ne vorbim despre așteptări. Dragă, uite, eu o să rămân astăzi cu copilul toată ziua, dar gândește-te că în momentul în care vei veni acasă, voi fi destul de obosită de faptul că acest copil te solicită 100%, poate mult mai solicitată, voi fi eu când vei ajunge tu. Acasă de la serviciu, decât vei fi tu de către, se, de către serviciul tău. Și atunci ar fi bine să ne ajutăm. Ar fi bine să găsim o terță persoană, să ne înțelegem cu familiile de origine, nu știu, părinții tăi, părinții mei, care să vină să ne mai sprijine din când în când. De ce nu să rămână o noapte cu copilul, să rămână două nopți cu copilul, să ne trăim viața sexuală în continuare, să putem să ieșim la restaurant, să putem să ne condimentăm relația cum era și înainte de copil. Schimbarea de cele mai multe ori este atât de dramatică și schimbă atât de mult în viața unui cuplu, care oricum nu era perfect, pentru că dacă îi luăm pe tot ceea ce uh, discutem în terapia de cuplu cu ei, bugetul familiei, cum l-ați stabilit, cum vă organizați, viața sexuală, cât de mult sex îți dorești tu, cât de mult uh, sex își dorește el și cum ajungeți astfel încât să vă simțiți amândoi satisfăcuți, activitățile proprie ale fiecăruia, vorbeam de sport mai devreme, da, haide să ne gândim din timp dacă este important pentru tine. Poate nu-ți place să mergi la o sală, dar poate-ți poate place să ne plimbăm, poate-ți place să faci sport acasă. Poate îți place nu știu. Să ne plimbăm cu bicicleta, să ne plimbăm cu rolele. Găsim o formă prin care să dezvoltăm această abilitate și la tine, chiar dacă tu nu aveai înainte. Hai să ne învățăm să comunicăm corect. Nu, a, asta, asta este cheia din ce observ eu și ai mare dreptate. Că nu vorbim și nu spunem, și tot timpul avem niște așteptări, adică avem așteptarea ca celălalt să, să știe și să înțeleagă, fără să-i se spună nimic. Că, păi? că ți se pare normal, ca el să. Să știe să simt, deja lucrurile astea, să, să fie de bun ce tu. simț. Ori nu sunt de bun simț, adică nu, celălalt nu-și nu dă seama de... Nu are legătură cu bun simț. Ce simți tu, nu simți eu. E o vorbă, eu. știi, băi, e de bun da. simț. Nu ai păi, ce să-ți spun niște lucruri elementare. Uite, asta o vezi cel mai bine în viața sexuală. În viața sexuală am vorbit despre sex împărțindu-l în trei capitole distincte și evidente. Sex, fantezie și fantasmă. Fantasmă fără să aibă legătura, cum înțeleg foarte mulți, cu descrierea din Dex. Am folosit-o pur și simplu ca și o metaforă. Și am spus că sexul este activitatea sexuală între cei doi, mai degrabă sportul dintre cei doi. Fantezie este tot ceea ce cuprinde mai mult decât sportul dintre cei doi. Să folosim jucării, să folosim jocuri de rol, să vorbim despre tot felul de ingrediente pe care le putem aduce în pat. Iar fantasma, am spus că este elementul care ne apropie foarte tare de patologie, folosirea unei al treilea partener, schimbul de partener și așa mai departe, ceea ce nu mai are nicio legătură din nefericire cu viața de, de cuplu. Și atunci am spus, minunat ar fi ca cei doi, în loc să-și descarce frustrări tu să-mi spui ar trebui să simți când îmi doresc. Păi de unde să simt că suntem două animale diferite la bază? Când simți tu, nu simt eu. Când simt eu, nu simți tu. Putem avea și momente în care simțim amândoi la fel și mulți vin și spun, păi de început simțeam amândoi. la am, am, am început simțeam amândoi, pentru că de asta am denumit începutul de relație sindromul Moș Crăciun. La amândoi nivelul hormonal și dorința era atât de mare, încât nu pot să spun că vă iubeați cu adevărat, cât mai mult vă doreați cu adevărat unul pe celălalt. Și atunci normal că simțeam identic. Numai că bioritmul sexual, dacă tu ai mai avut parteneri înainte, eu am mai avut parteneri înainte și am discutat un pic pe tema asta, am descoperit că tu cu foștii tăi parteneri aveai preferințe în, sau dorințe în a face sex o dată de două ori pe săptămână, era un dorean de patru. Începutul de relație ne face să credem pe amândoi că s-a produs o schimbare în amândoi și că ne dorim și că facem sex în fiecare zi eventual de câte ori se poate pe zi. Iar după o perioadă de între 1 și 3 ani se revine la bioritmul caracteristic fiecăruia dintre cei doi. Și atunci am spus, în cadrul terapiei de cuplu, haideți să facem scenariu. Care este scenariul tău, care este scenariul meu? Plecând de la nevoile tale sexuale, nu de la principiul că eu ar trebui să simt când tu simți nevoia, sau dacă uh, eu simt și tu nu simți, ar trebui să-mi inhib această nevoie. Orice cuplu între 3 și 5 ani, de la constituirea lui, are aceste mari probleme, că unul își dorește mai mult, unul își dorește mai puțin. Și imaginează-ți că în 3-5 ani apare un copil. În care unul este frustrat că celălalt aproape îl agresează cu nevoia lui de sex cerându-i permanență, mult mai mult decât este dispus să facă și celălalt la rândul lui se consideră victima pentru că nu este satisfăcut. Și se simte mințit cumva de începutul de relație când făceai sex foarte des cu el. Uh -huh. Cine ești tu că nu te mai recunosc? E, în momentul ăla mai apare și copilul care produce schimbări hormonale la tine, care produce schimbări în mentalitatea bărbatului, gândindu-se unii dintre ei poate nu își mai plac foarte tare partenerele, tocmai prin prisma faptului că în partenerii se produc anumite schimbări pe care ei nu le înțeleg, ne gândim doar la sâni care nu mai sunt doar obiect sexual, ci au legătură cu viitoarea ca caracteristică de mamă. Da? În ultimele luni de sarcină asta este o mare problemă inconștientă și a femeii și a bărbatului, iar în primul an de după naștere, din nou, cum poți folosi sânii ca și obiect sexual când sânii reprezintă forma prin care tu hrănești copilul. Oamenii nu vorbesc despre asta. Mulți spun, dar noi comunicăm foarte mult. Ceea ce denumiți voi comunicare se numește în psihoterapie descărcare de frustrări. În niciun caz comunicarea. Comunicarea trebuie să cuprindă. Avem o problemă. Care este soluția? Care este, care, este care este soluția ta? Care este soluția? a păi în funcție de problemă. Dacă tu îți dorești de o dată pe săptămână și eu îmi doresc de patru ori pe săptămână, soluțiile pot fi trei. Hai să facem o dată ca tine, o dată ca mine, pentru o anumită perioadă de timp să vedem dacă ajungem vreunul să simțim cum simte celălalt. Poate tu dorindu-ți doar o dată ți și funcția asta pentru că cele mai multe dintre femei se gândesc că atunci când fac sex, de ce să fac sex cu el? Pentru că uite, el nu mă ajută în casă. Le spun, bă, stai un pic că tu nu faci sex cu el în contra, schimb cu faptul că te ajută sau nu te ajută în casă, tu faci sex cu el pentru că ți-l dorești, pentru că îl simți. Este acea carte cu cele cinci limbaje ale, ale bă, iubirii. Am descoperit că sunt 11. Și toate 11 sunt caracteristice și femeii, și bărbatului. Din nefericire, timp de 30-40 de ani, s-a mers foarte tare pe nevoile femeii. Femeia trebuie să fie uh, lăudată, trebuie să fie admirată, trebuie să-i faci tot felul de complimente și așa mai departe. Și bărbatul are aceleași nevoi la bază. Numai că, așa cum spuneam, după un an, doi de relație de cuplu, femeia uită să facă lucrurile astea. Bărbatul nu le primește și nu-și dă seama că este nemulțumit de acest uh -huh. lucru, și din momentul ăla apar probleme. În cadrul stimei de sine, și la unul, și la celălalt. Femeia, considerând că ea nu trebuie să facă niciun efort pe tema asta, ea îți dă sex și este de ajuns, ar trebui să te mulțumești cu asta, că face un efort pentru tine. Și bărbatul se gândește că primește eventual prea puțin sex, și atunci de ce ar trebui să mai facă o grămadă de complimente, când, de fapt, suntem un cuplu, nu trebuie să-ți mai cer. Ar trebui să mă fer de la natură. Mm -hmm. Când, repet, de la bază vorbim de biorit. Bioritmul fie fiecăruia, de câte ori îți dorești tu, de câte ori îmi doresc eu, și poate exista și varianta de mijloc. Dacă tu îți dorești o dată pe săptămână și eu de patru ori pe săptămână, hai să încercăm să fie de două ori, hai să încercăm să fie de trei ori, astfel încât să avem senzația, pe tehnica semaforului pe care am adus-o în psihoterapie, probleme de verde, de galben și de roșu, acesta fiind de galben, faci concesii și tu, faci concesii și eu, și în felul acesta simțim amândoi că facem ceva unul pentru celălalt. Dar, uh consideră bărbatul că uh, asta e singura modalitate de intimitate sau de manifestare a dragostei sau de, adică uh, după ce se naște copilul uh, fiziologic femeia are un libido foarte scăzut, adică nu mai cred că e și o formă de apărare ca să nu mai faci al copil uhum. că ai făcut unul și trebuie să-l și să crești pe ăla, adică totul e dat de la Doamne Doamne, acolo totul are un uh, rost ori femeia nu mai simte nevoia și nu mai vrea și altele sunt, altele sunt preocupările uh, ei și bărbatul presupun că vrea în continuare sau nu știu dacă mai vrea cu femeia care tocmai a născut, habar nu am nu știu cum o percepe, de aici sunt na, foarte multe probleme. Cum să spunem lui să fie mai înțelegător, să, să încerce să o întrebe prin ce trece sau ce... Cu siguranță să comunice pe tema asta, să o întrebe ce simte, cum se simte, cu ce poate să o ajute în privința asta, mai mult decât atât, sunt și alte forme de sex, nu trebuie neapărat să faceți un sex de două ore pentru ca bărbatul să se simtă satisfăcut neapărat. Cum de multe ori spun în terapie ca și sexolog, femeia consideră că dacă bărbatul a ejaculat, înseamnă că este și satisfăcut. Ejaculare nu e egal satisfacție. Poate și-ar fi dorit mai mult, poate și-ar fi dorit mai des, poate și-ar fi dorit și alte poziții. Dacă a ejaculat, asta înseamnă că a avut o finalitate, dar nu neapărat că s-a simțit pe deplin satisfăcut. E că atunci când îi pui o ciorbă reîncălzită, poate el ar vrea să mănânce, nu știu, mâncare indiană sau uh, habar n-am, uh, libaneză. E da dat ciorba aia, o mănâncă pe aia, are ce să facă și îl trebuie să sătul. Sunt sătul, dar nu neapărat asta îmi doream să mănânc, dacă mă întrebi. Okay? Și așa cum femeia confundă ejacularea la bărbat cu satisfacția la bărbat, tot așa și bărbatul uită uneori să câștige, să-și câștige dreptul acesta sau condiția aceasta de a face sex, să-și transforme partenera într-o amantă. Pentru că suma interacțiunilor într-un cuplu presupune să fim prieteni, să fim amanți, să fim iubiți, să ne apreciem, să ne sprijinim, să ne susținem, să facem planuri în comun, să investim. Eu să investesc în planurile tale, tu să investești în planurile mele, eu să te întreb despre planurile tale și să creem o ideologie prin care tu să ajungi acolo unde îți dorești și invers. Deci, de cele mai multe ori, în cuplu între 3 și 5 ani, amândoi se consideră victime, fiecare pe reperele lui bărbatul eventual că nu face femeia sex de ajuns de mult cu, cu el, că nu i-a făcut și lui un compliment. Câte dintre femei fac complimente bărbaților? În adevăratul sens al cuvântului. Bă, uite, îți stă bine cu sacoul ăsta astăzi, sau nu știu, te-ai tuns să -ți stă bine. Multe dintre femei din nefericire, mai bine de 9 din 10 femei, ca să nu spunem mai mult de atât, uită să-și complimenteze bărbații. Considerând că complimentele sunt atributul bărbatului către femeie. Către femei, da, exact. Nu este adevărat. Amândoi au nevoie de afecțiune, amândoi au nevoie de sprijin, amândoi au nevoie. De multe ori le spun în cadrul terapiei de cuplu, gândiți-vă că sunteți un roman de dragoste. Dacă am scrie romanul de dragoste cu dialogurile pe care le purtați voi, nu l-ar citi nimeni, nici voi. Dacă s-ar face un film despre viața voastră de cuplu, nu v-ați uita la el, ați spune ce vrea să spună de fapt autorul pentru numele lui Dumnezeu. Două victime. Fiecare susține victimizarea. Da, da, ce, ce, ce tare e treaba. Da? Dacă ar face un film despre viața voastră de cuplu, cum ar fi, ar cum încheia pe ar televizor. Cum ar arăta povestea voastră? Sunt primul terapeut din lume care primește în terapie de cuplu partenerii separat. Nu-i chem decât a ori împreună atunci când au o achiziție. Am fost destul de blamat o anumită perioadă, acum se pare că am și mulți colegi mai degrabă din străinătate care aplică aceeași metodă și au descoperit că este foarte bine să facă asta. De ce? Pentru că fundamental, de cele mai multe ori când vin amândoi la psiholog, vin cumva ca la judecător, fiecare cu victimizarea lui. Bărbatul vine și spune, băi, dar ție ți se pare normal să facă sex de două ori pe lună. Păi, ce fel de bărbat mă simt eu? La care ea vine și spune, păi, dar ție ți se pare normal să faci sex cu ăsta? uită te și tu la el. Ea întreabă de câte ori mă ajută el în gospodărie, ea întreabă cât de implicat este în viața copilului, ea întreabă de ce tot vine mai ca să se ne caute prin lucruri. Fiecare, așa cum spuneam, focusând pe un ideal de partener, nu pe partenerul lui. Noi trebuie să ne învățăm, dacă eu am intrat într-o relație cu tine, tu ești o poveste pentru mine. Eu trebuie să fiu o poveste pentru tine și trebuie să creăm o poveste comună. Și povestea respectivă nu trebuie să fie... Eu am avut o parteneră care făcea sex de 5 ori pe săptămână, am avut o parteneră care îmi spunea tot timpul că arăt bine cu toate, că știu că nu sunt neapărat o frumusețe, am avut o parteneră care m-a susținut din punct de vedere al carierei și uite unde am ajuns, tu ar trebui să fii 3 în 1. În viața reală nu există 3 în 1. Nici șamponul cu balsam nu e același lucru. <laughs> ok, nu cred că poate exista șampon și balsam în același recipient, pentru că cu siguranță unul nu-și face efectul care ar trebui. Și atunci, viața de cuplu este vorba, spun că este o alchimie proprie. Sunt cupluri care sunt satisfăcute de viața lor sexuală, dar nu sunt satisfăcute financiar. Sau au partea financiară, dar nu se susțin în privința carierei. Și 9 din 10 cupluri au probleme cu viața sexuală, cu bugetul familiei cu nivelul de implicare uneori aproape toxic al familiei de origine, ora femeii, ora bărbatului în viața lor de cuplu, cu prietenii toxici, băieții aia care mă scot tot timpul la șpriț și uit să mai vin acasă, sau fetele alea care vin și îți spun ție despre feminism, despre faptul că tu ar trebui să mă lași pe mine dacă tu ai stat 8 ore cu copilul, să pleci 8 ore cu ele la cafea, să stau și 8 ore cu copilul, indiferent că no, asta am venit asta după cred că serviciu. Nici nu, nu, nu ține de prieteni toxici, cred că e felul tău de a fi, dacă tu ești ușor influențabil și vine unul și îți spune tot felul de nu că baza conii. Unele poate sunt reale, în fine, dar contează foarte mult dacă tu ești genul de persoană care să te lași influența de... Din nefericire, omul este un de... circuit deschis. Și uh, promovarea unui uh, mesaj pe o perioadă mai lungă de timp te poate face să crezi că este o valoare uh, treaba uh -huh. aia. Te întâlnești cu patru prietene de ale tale, una vine și spune, vai, dar bărbatul meu mi-aduce flori în fiecare săptămână. Cealaltă vine și spune, băi, dacă îmi cere sex și nu-i ofer, el îmi spune că nu e niciun fel de problemă. Să uite, să uită la televizor, nu știu, își pune un pahar de vin și este super încântat. Și în felul ăsta poți să scrii frustrări, băi, dar al meu de ce nu e așa? Păi da, da, al tău tu îl compar cu cinci variante externe. Și ce faci tu ca el să fie așa, apropo de romanul pe care ne-l creionăm împreună, nu? A trebuit Dar să hai să comunicăm. te întreb altceva. Există, mai are vreo șansă cuplul, părinții, proaspeții părinți care n-au mai făcut sex de șase luni, un an, un an hmm. jumate? Pentru că cred că sunt mulți așa. Din, sunt ce, -am, din ce am auzit, n-am acum un studiu mulți. așa, în jurul meu să spun. Mai există. Păi în primul șanse? din nefericire, din punct de vedere biologic, o femeie care nu face sex un an, un an jumate, vrând nevrând devine vulnerabilă, vrând nevrând dă într-o pseudonevroză, este mai nervoasă, e mai iritabilă, e și de la copil, dar și de la lipsa de sex. Pentru că vrând nevrând, asta s-a demonstrat și științific, voi sunteți mult mai dependente funcțional de viața sexuală decât este bărbatul. Un bărbat care n-a făcut sex ne timp de un an, un an jumate, e, nu cam, există. e cam ca este un, unicorn. Otan în principiu, dacă nu are parte și nu are unde, devine ca un motan, așa, pur și simplu. Să trăște după canapea pe fotoliu și în pat și cam asta e. O femeie care n-a făcut sex un an, un an jumate, ei vine să te strângă de gât pe tine sau pe oricine altcineva pentru că e mai iritabilă, mai irascibilă. Și atunci, din nou, lucrurile acestea se comunică. Lucrurile acestea se negociază în cuplu. Cuplu este o negociere, dacă vrei, permanentă. Pentru că, din acest motiv, îi și chem separat. Le spun, terapia de cuplu nu garantează niciodată că veți rămâne împreună. Terapia de cuplu ar trebui să-ți garanteze că tu devii cea mai bună varianta ta. De multe ori, în terapia de cuplu, tu vii să te concentrezi pe ce nu face celălalt. Eu spun, ok, lasă-l pe laalt. Hai să vedem ce faci tu. Păi, eu le fac pe tot tot ceea ce presupune de casă, tot ceea ce presupune de viață de familie, eu fac tot. El e problema. Păi, hai să vedem ce faci. Plecând, așa cum spuneam mai devreme, de la complimente, de la sprijin, de la planuri în comun, de la a intra și tu în lumea lui. Pentru că bărbatul, pe lângă faptul că caută o amantă în parteneră, caută și o mamă în parteneră, caută și o prietenă în parteneră cu care să bârfească, caută și o colegă care să-i spună ce i s-a întâmplat la serviciu un business sau cu ce se ocupă el acolo, nu? Dar impresia femeii este că, bărba, că ea face totul și impresia bărbatului este că ea nu face nimic? Că tot vorbeam de acel când vine acasă de la serviciu, Păi ce ai făcut toată ziua? Nu. Aici o să te mire. Da, este exprimarea destul de proastă a bărbatului. Nu, bărbatul are senzația că și dacă ai avut grijă de copil, ce? Era treaba ta. Nu că n-ai făcut nimic. Numai că nu știe să-și exprime, în consecință complimentele, dacă vrei, în momentul ăla, să complimenteze. Băi, uite, de azi dimineața ai avut grijă de copil, sunt convins, l-ai schimbat de trei ori, a strănutat. Crezi ai avut tu că vrea de, fapt, fapt să fie un compliment și el nu știe cum să-l spună? Uh, nu, 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 nu. Spun că în direcția asta ar trebui să meargă pentru a deveni o variantă mai bună uh, a okay. lui. El are senzație Așa. că responsabilitatea ta e un full-time job pentru tine. Mai ai și doi ani de zile în care, pe care îi stai acasă. Vadă. <laughs> Și până la urmă ce ai făcut? Ai avut grijă de copilul tău păi, pe care da, ți l-ai dorit. Ce, ai ce mare lucru ți se pare că ai făcut? Suntem o miliarde pe planetă. Ce ți se pare că faci tu deosebit față de restul femeilor? Da, și atins aici un punct... Și asta produs. nu este comunicare. Asta nu este comunicare pentru că într-adevăr credința bărbatului este că bă, ai, ai vrut copil? Da. Ia de aici. Ce ai făcut? Ai avut grijă de copil. Tu știi cât am făcut eu astăzi la serviciu? Dacă ar fi prieteni, ar vorbi despre ce ai făcut și m-ar interesa ce ai făcut -o în ziua respectivă, cum s-a simțit copilul, cum ești tu, că ești obosită. Dacă am avea familiile de origine, pentru că, din nou, suntem o nație, întotdeauna am spus-o ipocrită. Nu o să vezi un român care să nu-ți spună, eu prefer adevărul verde în față și dacă îl spui se negrește, nu rămâne doar verde. Nu știm să ne ținem familiile aproape. Nu știm să ne sprijinim pe familiile noastre de origine, în care, măi, mamă, măi, tată, uite, vină, stai două, trei ore copilul, că poate sunt ai tăi mai apropiați de ideea de a fi bunici decât ai mei, sau invers. E imposibil din patru părinți, doi, câți ori fi, poate mai avem și părinți decedați, care să nu aibă disponibilitatea de a veni să stea două, trei ore atunci când eu ar trebui să vin de la serviciu și să ne întâlnim în oraș să stăm de vorbă. Să te aranjezi și tu, pentru că tendința femeii este după ce naște, sau cu câteva luni înainte de a, de a naște copilul, plus o perioadă lungă după aceea, de a sta în niște pijamale și de a fi doar mamă. Nu mai ești chiar atractivă, nu mai ești chiar interesantă. Nu trebuie să fii. A intrat într-o nouă etapă a vieții tale, trebuie de să de ce te... trebuie să un an renunzi? de zile, tot da, da, că tu așa, așa te simți confortabil și așa simți să faci în momentul ăla. De ce trebuie că tot timpul să spună, dar mai aranjează-te, da, mai. Aranjează -te, da, mai asta să o faci dacă simți nevoia. Dacă vrei să te aranjezi sau vrei să te, să te duci în oraș sau vrei să îți pui machiaj pe față sau ce să-ți faci tu, ok, soliciți ajutor, să vină cineva să te ajute, să poți să satisf satisfaci și nevoia asta. Dar dacă tu nu ai, n-ar trebui să înțelegi femeia că așa asta vrea să facă în momentul ăla. Ea da. vrea să fie mama acolo un an de zile, să stea în pijama și cu părul prins deasupra capului și să țină copilul în brațe sau... Să miroasă tocană. Nu se poate și așa? Bineînțeles că se poate, numai că atunci rolul de amant amantă din cadrul cuplului se duce. Rolul de prieten se duce pentru că pe tine te-a înghițit pur și simplu rolul de mamă. Și eu vin acasă la mama unui copil, întâmplător copilul meu. Dar nu mai este amantă, nu mai este iubită, nu mai este prietenă, nu putem să mai comunicăm, este doar o mamă de copil. Și, și atunci... nu e ok să simți asta? Sau ar trebui, adică... Și cum ar fi romanul, apropo de roman, <laughs> în care soția mea a născut un copil și cum a fost? Păi, să plimba de colo-colo, -cul, avea gaze, își păi, sinea părul strâns, copilul avea gaze, în povestea că a făcut caca verde, roșu, galben, albastru, mai moale, mai tare, era îmbrăcată lălui, sânii nu mai reprezenta un obiect sexual pentru mine, dar eu trebuia să o iubesc chiar și așa. Și ea chiar mi-a spus, îmi doresc trei copii. A, ah, superb. Deci, trei ani din viața noastră, pentru cei trei copii, eu nu voi avea în cei trei ani soție, amantă, iubită, prietenă. Dar bărbatul parteneră. nu consideră că este o perioadă care va trece? Voi păi, da, dar e un an. Păi, acceptă anul ăla. Dacă de mâine se dă o lege în care și bărbatul poate să stea acasă doi ani de zile, da, poate să și îl vezi acasă, și tu. Da, 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 poate unul dintre părinți să intre în concediu. Eu știu, 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 știu. Dar spun, minunat ar fi să se dă o lege să stea amândoi. <laughs> Cum ar arăta din nou romanul acela în care amândoi în pijamale, cu urdor la ochi, se plimbă de colo-colo, bezmeți și când n-au dormit, îți vorbesc despre caca copilului. Dacă vorbești cu o femeie care are un copil până într-un de zile, este o poveste pe care nu vrea să o citească nimeni. El de ce ar trebui să accepte asta? Pentru că el vine și spune, hai să ne gândim la principiul schimbării. Cine s-a schimbat față de începutul de relație? Eu sau tu? Că tu ai devenit într-o totul mamă. Full job mamă. Și nu asta e, nu este firescul? Nu. Firescul este să lași și femeia din tine. Noi suntem multirol. De asta nici nu ne merge bine în viața de cuplu. De asta sunt anumite disfuncții profesionale. Vine avocatul acasă și uită că acasă nu este avocat. Și începe să te bage în proces de conștiință. Ok? Este doctor. Vine acasă și începe să uite uită la tine și să pună diagnostice. Ok? Ce înseamnă asta? Noi trebuie să fim multi-rol. Pe de altă parte, nu ți-ar plăcea în romanul ăla pe care urmează să-l scriem. Și peste cele 10 pagini, de 3 ori câte 10 pagini, că am avut trei copii, nu vrea să le citească nimeni. Că e vorba despre caca verde, roșu, galben, că a vomitat, că a avut gaze, că trebuie să-l ții, că nu doarme, că nu știu ce, că suzeta, că o scuipă, că jucăriile, că nu știu ce, că nu știu cum, cine ar citi paginile alea? Nici ție nu sunt utile. Nici unei eventuale alte momici nu sunt utile. Pentru că nu are nimic de a face nici cu creșterea, nici cu educarea copilului. Are foarte puțin cu creșterea copilului. Moment în care tu, repet, renunți la o seamă întreagă de rolul care ți-ar face și ție bine. Tu nu vrei în anul ăla să te simți amantă? Că dacă rămâi doar mamă, mai pui și 15 kg pe tine. Și spui cine mă place să mă placă, și așa? Păi stai un pic, că nu așa te-am cunoscut. Și zici că mai vrei încă doi copii. Deci, la al treilea copil o să trebuia să schimbăm ușa de la intrare, că nu sunt încapi. Asta a fost urâtă. Știu, dar este dreaptă și corectă. Pentru că de asta nu putem comunica în cuplu. Nu ne putem spune lucrurile până la capăt. Băi, eu vreau să arăt bine în anul ăla pentru tine. Pe vrea pentru, pentru ea? Asta e întrebarea. Păi și pentru Cum aci, tine. Cum că vreau pentru tine? Nu, de fapt e pentru el. Și Sau pentru tine. invers. Nu, este și pentru tine. Este pentru multitudinea de roluri din tine. Da, și pentru tine, așa trebuie spus. Și Pure... pentru tine, nu pentru, și tine. pentru și tine. tine. Și pentru tine. Cum mai sunt și ce... mamele carieriste... Da? Care, după trei luni de zile, își dau copilul unei bune, pleacă la muncă și redevin cartieriste. Nu mai ai cum să stai de vorbă cu ea. Ok? Da. Um, și când cât este de important să faci echipă cu soțul, soția, partenerul, când vine vorba despre educația copilului, că tot începe să-i vorbești despre educație. Pentru că, iarăși, eu cred că multe certuri pornesc de la faptul că, sau o mare problemă ar fi într-un cuplu, dacă unul spune hăis și altul spune cea. Dacă mama face într-un fel și tata vine și spune, păi ce înseamnă porcăria asta? De azi înainte nu, nu mai faci așa sau este greșit sau de ce eu nu sunt de acord cu suzeta dacă ăla plânge toată noaptea să nu cumva să dai suzeta dar de fapt, adică sunt foarte multe lucruri și apoi pe măsură ce crește sunt alte și alte principii care se pot bate cap în cap cum le rezolv pe astea? că este o problemă cred că care naște niște certuri monstruoase tot ce e legat de copil Corect. Din nefericire, așa acum spuneam, dacă am purtat această discuție cu un an de zile, înainte de a se naște copilul, da, dar nici nu știi ce să vorbești. Păi că nu știi ce te apelezi? Nu, nu este adevărat. Cum adică nu știi ce te așteaptă? Păi -ai, Doar... bă, știi tu să întreb chestia asta tu ești de acord cu Suzeta sau nu? Tu ești de acord cu dormitul în pat sau de... nu? sau Sunt foarte multe lucruri pe care nu le poți acoperi. Drag... Ne... Păi Tocmai de asta sunt specialiști. Dacă ai venit cu partenerul tău la mine în terapie de cuplu cu un an de zile înainte de a naște copilul, ai descoperit că toate lucrurile astea există deja. Poate nu le știi tu, dar ele există Poate partenerul tău nici nu s-a gândit la ele, gândindu-se că oricum tu o să stai doi ani de zile acasă și ce mă interesează pe mine? Că te descurci tu. Și descoperiți fix acest stil de discurs. El vine și spune, pe stai un pic, ia stă 2 ani de zile acasă, deci cu siguranță se va ocupa ea de copil. Și tu vii și ai un milion de întrebări. Dacă doarme copilul, dacă nu doarme, bine să dorm cu el în pat, nu e bine să dorm cu el în pat, dacă nu am lapte, dacă îi dau doar lapte praf, dacă se strică la burtă, dacă are colici, dacă nu doarme noaptea, dacă nu știu ce, dacă nu știu cum. E, lucrurile astea, acestea ar trebui discutate în cuplu înainte de, de... Chiar dacă crezi că îți vei îngrozi partenerul cu discuțiile astea. Nu, eu cred că nu o să mai facă nimeni copii. Sau puțin vor mai face copii. Eu zic că mai bine nu vorbim că nu mai face nimeni copii. Păi vezi, uite, aici este ipocrizia. Asta păi, e ce Fix Păi, dacă facem, dacă suntem conștienți de faptul că dacă eu aș fi femeie și mă gândesc, băi, ori nu mai fac copil, ori dacă fac copil și vorbesc lucrurile astea cu el, să duce mâncând pământul. Păi înseamnă că nu mi-am ales partenerul potrivit. Și oricum o să rămână mamă singură. Ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Foarte multe mame singure. Da? Foarte multe divorțuri Până în trei ani ai copilul. De asta spuneam. Da. Că dacă ai supraviețuit, 2 ani spun eu, ai supraviețuit. Dacă te vei despărți, te vei despărți în primii 2 ani de viață ai copilului. Copilul nu te va lega, ci va adânci și va înmulți toate problemele pe care le ai și o să te desparți. Nu nu supraviețuiești, nu ai cum. Un cuplu nu va. Dacă va trece de primii 2 ani, eu zic că va mai sta împreună, dar dacă nu... Dacă nu Depinde nu. cu ce costuri, pentru că multe dintre cupluri rămân și după acei doi ani, dar rămân toxice. În cei doi ani de zile se rediscută bioritmul sexual și apare pretenția asta de ce să mă aranjez pentru tine sau de ce să fac sex pentru tine, când corect ar fi dacă faci sex sau dacă te aranjezi, o faci pentru amândoi. Pentru tine în primul rând și în al doilea rând pentru mine. Ție-ți stă bine să fii mai aranjată, ție-ți stă bine să arăți bine, ție -ți stă bine să-ți vină hainele bine, astea sunt elemente care țin de stima de sine. Tu dacă nu te îngrijești pe tine însăți, nu-ți imagina că ai o stimă de sine bună. Felul în care te aranjezi, felul în care vorbești, felul în care te îmbraci, felul în care arăți, toate astea creionează o stimă de sine. Stima de sine nu este intrinsecă. Este legată de feedback-ul celorlalți. Inclusiv de feedback-ul tău față de tine când te uiți în oglindă. Și discuțiile acestea, credem că am o grămadă de cupluri cu care uh, le-am făcut înainte de a naște copilul și au ajuns să se înțeleagă mult mai bine până la nașterea copilului. Uh -huh. Da, durează, e un proces. Pentru că cei mai mulți dintre bărbați pleacă de la principiu anunțat mai devreme. Stai doi ani de zile acasă, de ce este responsabilitatea ta după care îl dăm la crește Și oricum tu ai un job mai liber, deci o să-l duci tu și o să-l tu că eu n-am timp. Ceea ce înseamnă că implicarea lui va fi minimă, iar în weekend este obosit, normal că te ocupi tu sau îl ducem la părinți că uite cât de gălăgios este și ce prost l-ai crescut. Ok? <truză> da, pentru că este <truză> întru totul Hai, vina ta. Acuma. Pentru că este într totul vina ta. Sau, putem să purtăm o discuție cu un an de zile pentru că spun că temperamentul și caracterul copilului se naște cu un an de zile sau poate fi decretat cu un an de zile înainte de nașterea lui propriu zisă. Pentru că este interferența dintre cei doi. E predictibil cum se va naște copilul. Dacă voi nu vă înțelegeți bine și nu, cuplul vostru nu suportă o discuție despre a planifica creșterea și educarea unui copil, înseamnă că nu sunteți un cuplu, nu sunteți o echipă. Sunteți doar doi amanți, eventual, care se doresc. Așa este, da. Sau sunteți doar doi prieteni de conjunctură care uh, vor ajunge mai devreme sau mai târziu unul dintre voi să alunece foarte repede. La orice stimul extern. Am o vorbă pentru care țin să o spun și la tine, ca să mai aducem un pic de sare și piper că pe peste tot pe unde am spus-o. Da, adevăr, am fost că, că până asta. acum fost cu sare și piper. Uh, mai aducem încă un pic și am spus că nu înșeală decât cine n-are cu cine. Care sunt posibilitățile ca un bărbat să nu înșele în momentul în care soția lui este doar mamă un an jumate? Pentru că ultimele 3-4 luni de sarcină sunt uh, deja mamă, mersul de mamă, comportamentul de mamă, durerile de mamă, poveștile de mamă, cărțile de mamă, discuțiile după forumuri cu tot felul de mame care nu au nicio legătură cu creșterea și educarea copilului. Asta știință în sine, așa cum am demonstrat-o mai devreme. Da? Grup grupurile de mame, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să existe. Experiența ei, experiența ta pot fi mult diferite. Mergi la un specialist care îți spune orice, despre orice, că e știință și dacă ai lapte și dacă n-ai lapte, și dacă te îngrași și dacă nu te îngrași, și dacă o să ai anumite probleme genitale și dacă nu o să ai, și dacă o să ai anumite dureri post naștere sau nu o să ai, și dacă o să faci depresie postpartum sau nu o să faci, și dacă o să ai o satisfacție mai mare sexuală sau dacă nu o să ai, toate lucrurile astea sunt științifice. Nu trebuie să intru pe un grup de mame ce? Are fiecare își dă cu părerea acolo descărcându-și frustrările. După ce ai citit pe un grup de mame două ore, ești partener la potrivit. Atunci, buf, deschide ușa și te văd. Ei, imaginează-ți în momentul ăla ce va uh, înregistra camera pe regia filmului nostru de cuplu. Tu după două ore de mame isterice, care mi-a făcut nenorocitul, n-a făcut, n-a adres, n-aveam lapte, nu m-a ajutat, nu mi-a cumpărat pompă, nu s-a dus, nu l-a interesat, aveam pofte, n-a dat doi bani, un nemernic, un nenorocit, nu vrea decât sex, etc. Și intră idiotul. Care, Thomas, se gândește. Stand-up comedy sau ce, da? ce? Să știi că în, cu, în, în terapia de cuplu de multe ori fac stand-up comedy și toți pleacă râzând de la mine. Da? Și intră idiotul, care intră, vine, se gândește că a plecat de la serviciu, în sfârșit a scăpat de grijă și se duce să o întâlnească. Că, băi, mă întâlnesc pe o iubita mea. Mama la copil! Care când a intrat ea se uită la tine cu toate gândurile mamelor alea în cap <laughs> și tu te gândești, Și ca prost o sticlă de vin și te gândești, bă, o să avem o seară romantică, uite, punem un film, am văzut pe Netflix. El chiar este cumva într-un roman mai de dragoste. Ai ciocănit, ai deschis ușa, a început calvarul. Auzi mă, dar tu o să-mi cumperi pompă dacă o să am nevoie? Îl iei direct. El nu știe de unde a venit. <răză> Haideți să ne întoarcem la, hai să ne întoarcem la, la subiectul nostru că așa stăm aici, te țin trei ore și râdem și glumim că stă felul de, de da. situații care pot fi amuzante așa din afară când nu ești în ele păi să știi la... că cel mai simplu în terapia de copil când le povestesc din exemplele celorlalți pe premisa lui Iorga numai prost învață din experiențele lui. Deștept învață din experiențele altora Povestindu-le lucrurile astea și destind și învață niște lucruri și le aplică cu mai multă simplitate. Da, exact. Ai văzut cum este. am plecat în discuția cu tine de mai devreme în care te transformase într-o mamă încredințată de faptul că tu ești mamă, ești mamă într tot, 100%, 120% și că asta trebuie să trăiești și că asta îți face bine și uite că am ajuns să râdem despre asta. Umorul este extraordinar. Ok? Ok, deci spunem. <coughs> Cum facem când nu suntem o echipă și unul spune într-un fel și unul spune în celălalt, și nu știi să-ți, adică ți împui punctul de vedere, ți-l împui, nu-l comunici și nu ajungi la o, la o înțelegere? Adică, ce face situația asta? Cea mai bună metodă, din punctul Bine, de iar vedere. Bine, este comunicarea, nu? Nu. Este, în primul rând, să apelezi la un specialist. Că dacă tu îți împui punctul de vedere și nu are la bază nimic decât frustrările grupurilor de mame, și eu mă uit la tine și mă gândesc, Doamne, parcă faci parte dintr-o sectă, parcă nu mai ești nevastă mea, nu mai ești femeia de care m-am îndrăgostit. Dar ce, bărbatul nu greșește? Ba, bărbatul bineînțeles că greșește. Creșterea copilului, nu cunoaște copiii ăia. E incontestabil. Și vine și spune, dar ce, domne, copilul să doarmă unde? Păi vine să doarmă. De ce trebuie să ai rutină și tu trebuie să stai în casă la ora cu tărică și să la adormi și nu știu ce? De ce îi dai suzetă? Că eu am auzit că îi strică dinții, dantura și osatura și așa mai departe. De ce l-ai crescut atât de prost de nu suntem capabili să stea uh, la restaurant jumătate de oră fără să facă circ și alții pot. Corect. Cum? Și atunci Ce îl iau de mână, mână și merg la un specialist. Să văd, am eu sau are el dreptate? Și dacă n-ai bani de specialist? N-ai bani. Eu de deci noi aici, gratis. Eu cred că vei găsi. Cred că e mult mai, costă mult mai puțin două întâlniri cu un specialist care să te elucideze decât un an de zile de nervi. Pentru că amândoi, uitându-se în ochii specialistului, da, poți să vorbești cu un dentist, pur și simplu, care îți spune dacă e bine sau nu e bine, pentru că e meseria lui. Și până când e bine, îți evaluează copilul și așa mai departe, dacă poate pă, pă, lua, și pă, folosi Suzeta sau nu, dacă e bine să-l laptesc până la 5 ani sau nu. Astea sunt niște întrebări care pot fi puse și la medicul de familie, și gratuit. Păi că, cred că cam asta se întâmplă de regulă. Că el vine să spune ceva, ea vine să spune ceva și pe urmă cauzi repede ori pe internet, ori nu știu unde, ca să susții părerea sau că mai e și partea asta proastă că o să găsești ceva care să te susțină și pe tine, depinde ce cauți. Păi întotdeauna cauți <laughs> lucrurile care să-ți să confine... dreptate. Da. Nu o să cauți lucrurile. Dacă găsești trei grupuri care nu-ți dau dreptate, îl cauți pe al patrulea. Și când în al patrulea îți dă dreptate, nu mergi pe o științifică, e 3 la 1. Ok, da. Uh cred că mamele se gândesc că el nu are dreptul să se bage sau să aibă vreo opinie tocmai pentru că el nu este implicat absolut deloc și eu cunosc copilul ăla și eu stau copilul ăla cum spui tu, dar ce faci altceva? Crești copilul? De ce se bagă el să-mi spună mie ce am de făcut? Păi pentru că eu aș întreba o simplu care sunt procedurile pe care le-a în creșterea copilului și cine ți-a spus ție că sunt procedurile corecte? Că îți dau dreptate după aia dar scurt, nu trebuie să vorbim 5 ore despre asta. Așa, și lui cine a spus? Că întrebarea poate veni și din uh, sensul opus. Păi nu știu, dar tu ești cea care spune că crește copilul și care responsabilitatea creșterii copilului, nu? Și atunci abonuiesc că responsabilitatea, nu te aștept să ai o epifanie și odată dată nașterea copilului îți vine și, îți vin și o seamă întreagă de informații pe care tu le deții în dauna mea. Poate eu m-am implicat pe premiza creierului limpede, e o teorie pe care am înveți în anul întâi la ASE, da? poate ești mai puțin implicat și poate văd lucrurile mai simplu. și specialistul este soluția. Sau întrebatul, din punctul meu de vedere... Sau întrebatul unei este... persoane care să poată să spună... Nu, specialistul, nu altă persoană. Specialistul, Bine, specialistul nu da, ori mama, psiholog, exact. familie, ori... Exact, ca să mă pot sprijini, nu că... Vezi tu, asta nu este comunicare, așa cred eu. Sau așa simt eu. Ai, pe bune. Dar ar putea să fie, ne-ar ajuta dacă am setat niște limite sau un program sau responsabilități, dacă facem pe, foaie. Bineînțeles. pe foaie, nu știu. Bineînțeles, la copil până într-un an de zile este important să aibă program de hrană, program de somn. Nu, 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 între noi. Și între Ce voi, cu știu da, plecând de la copil. Când uh -huh. vorbim de copil, noi vorbim prima dată de nevoile copilului. Este un termen în jurisprudență pe care eu l-am adus în psihoterapie, se numește și poartă denumirea de interesul superior al copilului. Când vorbim despre creșterea și educarea copilului, nu mă interesează ce simți tu, nu mă interesează ce simte partenerul tău, nu mă interesează ce spun grupurile de mame, nu mă interesează ce spune nimeni. Mă interesează care este, interior, care este interesul superior al copilului uh -huh. demonstrat științific de către oameni care se ocupă cu asta. Ok? Da. Nu ce crezi tu, nu ce crede el. Ce crezi tu, ce crede el, are legătură mai degrabă cu religia. Păi nu mă interesează ce e măsurabil în asta. Și până într de zile nevoile copilului nu sunt atât de mari. Nu, no, dar e cel mai... E tracasant. Obositor, cel mai... Da. Da, mai ales dacă nu scoți și amanta și prietena din tine și lași doar mama din tine, normal că va fi îngrozitor. Omul, când, omul este făcut să fie multirol. Două întrebări mai am, că oricum cred că, da. că. La ce timp am ajuns? 56 Eh, Am stat mai mult decât era, când era cazul, decât era prevăzut, dar okay. na, discuția ne-a ne adus până aici că e foarte interesantă. Uh, mituri, dacă sunt mituri pe zona asta, pe toți da. invitații mei am întrebat. Deci, care sunt cele mai frecvente mituri? De la faptul că mama mănâncă pentru doi. Nu, asta cu lasă, cu nu, un cu, cuplu, dacă există un cuplu. Mit, mituri Miturii, în cuplu? da, în, despre cuplu, înainte să vină copilul. Sau după ce Eu n-am să-ți vorbesc în mituri, am să-ți vorbesc încă o dată în plus despre problemele cuplului. Așa. De unde pleacă problemele cuplului, de unde pleacă neînțelegerile cuplului? Nu, uite, probabil că ăsta e un mit, copilul o să vă unească. Nu, copilul nu te unește. Păi asta, dar, asta cred dar, că dar, poate fi un mit, că nu... Nu prea îmi place să folosesc cuvântul mit pentru că nu este neapărat un cuvânt stimul și oamenii nu vor înțelege neapărat ce spun după asta. Ok. okay? Da. Și atunci spun ce se întâmplă atunci când se naște copilul. Un copil neprogramat sau un copil care se naște la un anumit moment fără să fie avut o discuție a că despre cum o să-l creștem, să creștem și o să-l educăm, va aduce de 10.000 de ori mai multe probleme în cuplu decât un copil despre care am vorbit. Ok? Principiul ar fi ca în momentul în care noi considerăm că ne iubim atât de mult încât ne dorim un copil, din nou să mergem la un psiholog măcar două, trei ședințe. Pentru că s-ar putea să descoperi că tu nu-ți dorești neapărat copilul pentru copil, cât-ți-l dorești pentru a produce schimbări în viața ta de cuplu și îl folosești cumva ca și paravan pentru problemele tale din cuplu. Ok? Nu mai ai chef de sex și atunci știi că copilul te va feri de nevoia partenerului de sex, partenerul umblă cam mult pe străzi, vine cam rar acasă și atunci când te, te gândești că venind copilul se va transforma în tată și va sta mai mult pe acasă pentru a te ajuta pe tine, nu te respectă și te gândești că în momentul în care se va naște copilul tu fiind și mama, cum vei avea un respect mai mare, nu se desparte de măsa cu cratima, Care este, cu care stă toată ziua de vorbă mult mai mult decât stă de vorbă cu tine și te gândești că făcând un copil el se va despărți de mai sa și te va iubi pe tine și va începe să vorbească mai des cu tine. Toate aceste lucruri putem să le denumim dacă vrei mituri, dar ele sunt realități obiective care se întâmplă în Universul Intern al Femei. Universul Intern al Bărbatului, când se naște un copil, așa cum spuneam, este mult mai uh, mic. El merge pe principiu, da, ok, ne facem un copil. Unii dintre bărbați se gândesc dacă și-l permite în adevărat în sens al cuvântului financiar alții nu se gândesc nici măcar la asta, cum nici multe mame nu se gândesc la asta, se gândesc să facă un copil tocmai când băratele au crescut foarte tare, tocmai când jobul ei scârție și se gândește că băi, în sfârșit o să fiu plătită 2 ani de zile, nu mai am probleme cu jobul, fac cu un copil și în felul ăsta m-am asigurat. Trebuie să descoperim cât de ipocriți suntem atunci când spunem că ne dorim un copil. Și dacă descoperim că suntem ipocriți, ipocrizia se rezolvă prin comunicare. Dacă descoperim că într-adevăr este și timpul și momentul, suntem o echipă amândoi, vom fi doi părinți minunați care vor avea grijă de un copil minunat, atunci este cel mai favorabil moment să facem un copil. Și natalitatea Dar... se va duce în cap. Nu. Nu o să mai naștem copii traumatizați. Când țineam primele cursuri de, de, de parenting acum 20 de ani și le vorbeam despre faptul că tot ceea ce faci din momentul în care hotărăști să naști un copil, până la libertățile copilului, până la programul copilului, până la dezvoltarea de abilități ale copilului, vei începe să le plătești cu vârf și îndesat în perioada preadolescenței adolescenței. Ok? Până atunci vinovatul principal este el. Ăla care a bătut, deschide ușa și nu știe ce l-așteaptă acasă. Marea problemă, și în toată perioada aceea, dacă el îți atrage atenția copilului bine crescut și că el ar vrea, nu știu, să-l pună să stea la masă, nu să mănânce în pat, să-i facă un program de somn și tu nu ești de acord că vrei să dormi tu cu el, ca să nu dormi cu partenerul tău, să îl ducă, nu știu, la un sport și tu îi spui ce nevoie avem de sport, nu avem bani pentru asta acum, că sunt ratele mari, las că îl dăm mai târziu. să poate fi prea târziu. Ok? Sau știi tu, ai făcut un sport, fă tu cu el acasă toate lucrurile acestea le vei plăti în preadolescență, adolescență, când, dintr-o dată, presupunând că cuplul vostru ajunge totuși până acolo, copilul acela a crescut fără reguli, norme și valori, cele trei elemente importante și discreționar stabilite în interesul superior al copilului de către știință, se va transforma într-un adolescent extrem de nărăvaș. Adolescenții din ziua de astăzi care fumează, consumă droguri, consumă alcool, pentru că au descoperit atunci încep să înțeleagă că voi nu vă înțelegeți absolut deloc. Atunci poate să și explice că el nu s-a simțit iubit, mai degrabă s-a simțit strangulat uh, de iubirea ta exagerată. Și exact ce uh, ce reproșeai partenerului tău că este mult prea apropiat de mama lui. Tu ești de 10 ori mai apropiată de copilul tău sufocându-l cu iubirea ta și nepregătindul l deloc pentru viață, pentru că el va căuta, cum spune Freud, de la părinți, în genere, de la mamă, învățăm reacția la durere și uh, reacția la iubire. El va căuta acea iubire infinită pe care ai oferit-o tu într-o altă femeie și vei distruge viața lui de cuplu de mai târziu. În care el nu va întâlni nicio femeie care să-l iubească necondiționat, să poată să facă absolut orice, că la acoperi tu. Mm -hmm ci va fi partenera care de fapt ești tu în momentul acesta cu partenerul tău. Mai ai și tu nevoile tale. Și el se va duce și va face o parteneră și când va descoperi că partenera lui are alte nevoi și eventual alte credințe, chiar științific bazate, uh -huh. va spune că nu e partenera pe care și-o dorește, că nu-l iubește. Eventual Faci... va face un copil cu ea, pentru că pe aceeași premize enunțată de tine mai devreme, ea își dorește un copil, că e visul ei să aibă un copil, dacă o întreb de ce un copil cu ăsta, de ce un copil acum, nu știe să-ți răspundă. Ci îți răspunde pentru că așa simt. Îmi doresc un copil. Și eu de obicei întreb și ce vin are copilul. Că ți-l dorești tu. Ia-ți un câine. Mă, ce rea a fost asta. Este, dar este sinceră. Pentru că acel câine nu o să poți să-i produci. Pentru că tu ai doar dorința nu ai și știința de partea ta. Nu ai și conștiința de partea ta că este partenerul potrivit sau dacă nu e partenerul potrivit, cu siguranță te vei descurca tu și vei da naștere unui copil pe care îl vei educa într-un mod echilibrat. Și îl vei distruge la rândul tău. Măcar câinele te iubește necondiționat, indiferent ce ei face. Poate tu îți dorești copil pentru că nu te simți iubită. Și vrei să ai și tu pe cineva care să te iubească 100%. Din nou, ce vin are copilul? Că nu te simți tu iubită de către partenerul tău. Copilul faci pentru el, pentru nevoile lui, pentru dezvoltarea lui. Și eu am un băiat de 20 de ani. L-am crescut în ideea în care vreau să-i fie bine lui în societate. Nu să mă divinizeze pe mine. Sau pe partenera mea. Nu. Vreau să fie un copil care, dacă ar fi avut ghinionul să-i decedeze unul dintre părinți, să-i decedeze ambii părinți, până la o anumită vârstă, să aibă abilitățile de a se descurca în viață. Nu să dau naștere unei alte victime care va face un alt cuplu constituit prost, care vor da naștere unui alt copil traumatizat. Principala trauma a copilului o poți descoperi discutând cu acel cuplu despre cum îl vor crește și îl vor educa. Iar dacă răspunsul acela nu este un roman, apropo de. Uh, eu te-am întâlnit pe tine, tu m-ai întâlnit pe mine și ne iubim. Și hai să scriem un roman, cum va fi viața noastră în următorii 40 de ani împreună? 30 de ani, 20, câteodată Dumnezeu. Ok? Dacă putem să scriem romanul ăla frumos, oricând alunești tu sau alunec eu, ne întoarcem la ce ne-am promis. Uh -huh. Dar dacă noi nici măcar nu putem să scriem romanul ăla, ci sunt două romane diferite. Tu, ca mamă, scrii un roman, eu, ca tată, scriu un roman. Și toată viața ne certăm pe care să le regizăm. Am două fiind două filme execrabil de proaste de altfel. Copilul, care va fi principalul sponsor al unui eventual film al nostru, când va ajunge în putere, va spune: Ați fost doi idioți. Hai să, hai să încheiem aici, că a fost uh, fai. Deci, mi-a plăcut interviul ăsta la nebunie. Și tocmai de aceea te mai invit și altă dată. Deci, să nu vă mire dacă îl mai vedeți <laughs> și cu altă ocazie, că eu zic că mai sunt foarte multe subiecte de discutat și îți mulțumesc foarte mult că ai venit aici. Da. A fost pff, ceea ce aveam da. nevoie. Deci, a fost foarte, foarte bine. Și, cu siguranță, cred că va, va atrage foarte mult atenția, pentru că spui, spui lucrurilor pe nume și spui adevărul. Cu păi, drag, și eu aș vrea să concluzionez spunând că. Un copil este un roman, o viață de cuplu este un roman de dragoste. Asta am înțeles-o că atât ai vorbit de fil și de roman, că toată lumea vrea, va, va vrea să, acum să pună în, în practică lucrurile ar trebui, să, ar trebui să ne imaginăm asta. Cum ar arăta din momentul în care tu m-ai cunoscut, eu te-am cunoscut, dacă acum aș fi la începutul vieții și te-aș întâlni, m-aș îndrăgosti de tine și te-ai îndrăgosti de mine, în prima fază a relației eu asta și întreba. Cum vezi tu romanul vieții noastre? Așa, exercițiul ăsta cred că îl va face acum foarte multă lume și foarte multe cupluri. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi și de această dată și nu uitați să ne urmăriți, să ne comentați, să ne apreciați, să ne criticați. Orice comentariu contează și îl vom lua, îl vom lua în considerare și noi ne revedem în curând, peste vreo două săptămâni, așa ca de obicei. Nu uitați să dați like acolo și să urmăriți canalul nostru. Atât deocamdată, v-am spus, ne revedem curând cu alt episod extrem de interesant, Crește Mari. Mulțumesc! mulțumim că ne-a ajutat să creștem mari.